genul programului divertisment. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Este miercuri 20 februarie și repede facem un scurt rezumat al datelor istorice care au marcat această dată de 20 februarie de-a lungul celor 2019 ani. Și o să încep cu anul 1938, când la data de 20 februarie a debutat la postul de radio București Maria Tănase, cea care va deveni simbolul cântecului popular românesc. Mergem mai departe și ajungem în anul 1962, când la data de 20 februarie a fost lansată nava cosmică Mercury Atlas 6, care realizează primul zbor american pe orbită. Mai târziu, în 1986, a fost lansat pe orbită primul element al stației orbitale Mir, iar în anul 2006, tot la data de 20 februarie, a fost inaugurată prima stație românească din Antarctica. Așadar, să vedem și care sunt personalitățile care au marcat data de 20 februarie. La 20 februarie 1924, la București, s-a născut Eugen Barbu. A fost membru corespondent al Academiei Române, director de reviste, jurnalist, pamfletar, polemist, publicist, romancier, scenarist și om politic român, laureat al premiului Herder. A fondat și condus revistele Săptămâna și România Mare, a înființat alături de Corneliu Vadim Tudor partidul cu doctrină naționalistă România Mare, pe care l-a reprezentat în Parlamentul României în legislatura 1992-1996. După decesul său din 1993, Eugen Barbu a fost înlocuit de către deputatul Ion Duțu. A debutat cu volumul de novele Munca de Jos, publicat mai întâi în Viața Românească și apoi înrepublicată la Editura Tineretului. A scris apoi romane Groapa, Șoseaua Nordului, Săptămâna Nebunilor, Principele, Janus. La 20 februarie 1927, la Oradea, s-a născut Mircea Malița. A fost academician român, diplomat, matematician, profesor universitar și eseist. A debutat în literatură cu volumul de eseuri Repere. În următorii 10 ani reușește să abordeze în volumele sale subiecte de largă inspirație. Se dovedește interesat de istoria artei, politologie și de domeniul pe care l-a studiat intens în facultate, matematică. În paralel cu practicarea diplomației, este preocupat și de istoria și practica diplomației românești. Prin întreaga sa operă se dovedește unul dintre cei mai de seamă promotori ai studiului interdisciplinar de la noi. În majoritatea lucrărilor sale este abordat nu numai elementul concret, dar și aspectul filozofic. Înainte de a împlini vârsta de 50 de ani, primește premiul Uniunii Scriitorilor. Pe parcursul întregii sale activități a avut ocazia să participe la aproape 150 de evenimente naționale și internaționale și în vizite internaționale, începând încă din 1948 și până în 2011. 85 de astfel de evenimente plasate înainte de anul 1990 au reprezentat vizite oficiale în țări de pe întreg mapamondul, reuniuni ale Clubului de la Roma și ale altor organisme internaționale, cu un vârf de activitate în perioada 1976-1978. La 20 februarie 1954, la Stoiceni, în Maramureș, s-a născut Grigore Leșe. Este cunoscut interpret de muzică tradițională românească din zona Țării Lăpușului, România. A absolvit Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, Facultatea de Interpretare Fagot. Este doctor în muzică și profesor asociat al Facultății de Litere a Universității din București și la Universitatea de Muzică București. Repertoriul lui este constituit din melodii vechi, provenind din folclorul autentic al zonei și marcând evenimentele importante din viața omului. Grigore Leșe cântă și la diverse instrumente muzicale. Trebuie să vă citesc versurile pe care ni le trimite cu atâta grijă în fiecare dimineață domnul Constantin Mândruță. Astăzi vorbește despre vestitorul primăverii. Spune așa: de la meteo reiese, nu ninge, poate fi ploaie, ghiocelul dacă iese, poate ieși din gunoaie.
Despre gunoi o să vorbim și noi mai târziu pe principiul plătești cât arunci. Despre acest principiu vom vorbi mai târziu cu prietenul nostru la matinal, dar până una alta trebuie să vă anunț că astăzi avem parte de vreme frumoasă. Maxima zilei va atinge valoarea de 16 grade, în timp ce minima va fi de 1 grad Celsius. Așadar urmează revista presei. Veste bună ne dau colegii noștri de la Cotidianul Argeșul, care ne vorbesc despre o soluție pentru fluidizarea circulației la Pitești. Pasaj subteran pe axa Prundu-Bascov. Pare un proiect fabulos, dar ideea primarului Cornel Ionică poate rezolva problema circulației rutiere de la Pitești, sufocată la orele de vârf. Este vorba despre un pasaj subteran de-a lungul orașului și același edil șef face o profeție îngrijorătoare. Aveți amănunte despre acest subiect în pagina a treia. Mergem mai departe și aflăm din pagina a doua că avem elevi de aur la Brătianu de la faza națională a Olimpiadei Interdisciplinare Științele Pământului. Toni Manea de la Colegiul Național Liceu Brătianu Pitești s-a întors acasă cu o mențiune din partea Ministerului Educației și cu o medalie de aur oferită de Societatea Națională de Fizică. Mihai Lacrișani, inspector școlar general adjunct, a declarat că același elev abonat la premii importante va reprezenta județul Argeș alături de alți colegi performeri la etapa națională a Olimpiadei de Chimie. Mai multe detalii despre rezultatele bune care s-au obținut în liceele argeșene aveți în pagina a doua. Mai aflați tot de aici că Aurelian Temișan va ține spectacol la Pitești. Primăria și Consiliul Local organizează prin Centrul Cultural Pitești spectacol muzical sub genericul Mărțișorul Iubirii. Acesta va avea loc vineri, 1 martie, începând cu ora 18, la Centrul Multifuncțional, mai exact sediul Filarmonicii. Biletele vor fi puse în vânzare începând cu miercuri, 20 februarie, la caseria Filarmonicii Pitești, iar costul unui bilet, dacă vă interesează, aflați că este de 10 lei. Mâine, începând cu ora 18, Casa de Cultură a Sindicatelor Pitești găzduiește spectacolul Din Dragoste Pur și Simplu, cu intrare gratuită pentru public. Evenimentul este organizat de Școala Populară de Arte și Meserii din Pitești și Casa de Cultură Bascov, avându-i ca invitați pe Oana Tomoiaga, Cristian Pomohaci, Andreea Haisan și alții artiști. Detalii găsiți dumneavoastră în pagina a doua. Mai tot despre spectacole vorbim, pentru că avem spectacol muzical despre Visul American. Teatrul Alexandru Davila din Pitești vă invită mâine, începând cu ora 18:30, la America, în America Sings. Spectacolul este pus în scenă de Loret Enache. Mai multe detalii le găsiți dumneavoastră în pagina a doua. Și vă mai spunem că avem stropiri la Pitești. Societatea Salpit Flor, societate a primăriei, va efectua până pe data de 5 martie tratamentul chimic contra acarienilor, a fidelor și păduchelui de San Jose, care iernează în diferite stadii. Același tratament se va efectua la arborii și arbuștii ornamentali din parcurile, grădinile publice, aliniamentele stradale de pe raza municipiului. Vă mai spunem că tratamentul se va efectua în cartiere pe timpul zilei, între orele 9-15. Mergem mai departe și în pagina a treia, așa cum v-am informat deja încă de pe prima pagină, o soluție pentru fluidizarea circulației a găsit-o primarul Cornel Ionică și vorbește despre un pasaj subteran pe axa Prundu-Bascov. În 20 de ani, orașul, spune dumnealui, va fi blocat. Detalii despre acest proiect găsiți dumneavoastră în pagina a treia. Mai aflăm că Societatea de Apă Canal 2000 anunță faptul că Comuna Moșoaia va rămâne de mâine fără apă între intervalul orar 9-14, fiind afectați utilizatorii din satele Hințești, Dealul Viilor, de pe străzile Stoienari, Dealului,
Corbu, Băsângești, Bisericii și de pe străzile adiacente ale acestora. Detalii găsiți în pagina a treia. Vă mai spunem că vor fi acțiuni de Ziua Mondială a Apei, respectiv la 22 martie 2019 va fi aniversată Ziua Mondială a Apei, având tema Apa este un drept universal. Cu această ocazie, Societatea Apă Canal 2000 organizează două acțiuni în cadrul programului educațional, care este acesta, aflați de voastră din pagina a treia. Mergem mai departe și aflăm din pagina a patra că avem noi medici la Spitalul Județean. Se mai și angajează medici în Argeș, nu doar pleacă peste hotare sau în alte zone ale țării. Conducerea Spitalului Județean de Urgență din Pitești informează în acest sens că la începutul acestui an au fost organizate mai multe concursuri pentru ocuparea de posturi în diferite specialități, fiind acoperite normativele de personal ale secțiilor boli infecțioase adulți, cardiologie, neonatologie și radiologie, dar și imagistică medicală. Despre noi medici și detalii aveți în pagina a patra. Mai puteți citi tot în pagina a patra despre valul de demisii de la PSD Argeș, post călduți pentru Drăghici, dacă este sau nu și despre ce este vorba, citiți dumneavoastră în pagina a patra. Însă tot de aici mai aflăm că salvamontiștii argeșeni au fost prezenți în Parlament. Respectiv, ieri Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților a adoptat cu unanimitate de voturi proiectul de lege privind câinii de avalanșă. La dezbatere au fost prezenți și șeful Serviciului Public de Salvamont din Argeș, Ion Sânduloiu, precum și administratorul serviciului Cristian Toma. Cei doi au susținut proiectul și au explicat importanța acestuia, dar mai trebuie ca și plenul să îl adopte. De altfel, salvamontiștii argeșeni mai au o experiență amară cu Parlamentul atunci când acesta a respins la cererea poliției proiectul privind dotarea mașinilor salvamont cu girofaruri pentru rapiditate la intervenții. Mai multe detalii aflați din pagina a patra. În pagina a cincea puteți citi despre sectorul social infracțional, tot ce s-a întâmplat în Argeș. Ca și principale titluri, o să vă spun că și-a înjunghiat amicul și a fost încarcerat, o altă persoană a fost arestată pentru crimă, acroșată de mașină, dispărut fără urmă, sunt doar câteva din titlurile a tot ceea ce s-a întâmplat în Argeș ieri și zilele trecute. Ajungem la pagina a șasea, pagina alocată sportului argeșan și puteți citi despre faptul că a început partea a doua a Superligii de tenis de masă, aveți detalii în pagina a șasea, mai citiți despre adversar de top pentru handbalistele de la FC Argeș, care este acesta tot în pagina a șasea, puteți găsi. FC Argeș și CS Mioveni încep returul în deplasare și aveți programul etapei în pagina a șasea. În pagina 7 aflați că carnea de porc se vinde ca unsă în piața Ceair. Vitrinele frigorifice stau aproape goale. În piața Ceair din Pitești merge ca unsă comercializarea cărnii de porc, transșat pe sortimente, de la pulpă, mușchi, cotlet și rasol până la spată, antricot, vrăbioară și costițe. Alimentul de bază al românilor are de departe cea mai mare trecere la clienți. Colegii noștri v-au făcut și un mercurial în pagina a șaptea și vă spun prețurile care bat pasul pe loc, spun colegii noștri. Pulpa de porc se vinde în galantare în piața Ceair cu 14,90 de lei per kilogram, pieptul de porc cu 15,90 de lei per kilogram, pulpa de vițel cu 21,90 de lei per kilogram, mușcul de vită cu vrăbioară 15,90 de lei, dar și alte prețuri le găsiți dumneavoastră în pagina 7. Mai citim aici despre carnea oilor bolnave, că este distrusă, așa cum ne-au informat deja colegii noștri de la Cotidianul Argeșul. Într-o fermă cu peste 200 de oi din Valea Danului a fost depistat un focar de scrapie sau boala oii nebune.
Conform directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Daniel Lupu, toate ovinele vor ajunge la abator. Mai multe detalii despre acest subiect găsiți în pagina a 7-a. Mai aflăm tot din pagina a 7-a că avem termen pentru proiecte cu finanțare europeană, respectiv mâine începând cu ora 15 are loc o ședință importantă a Consiliului Local Pitești, după ce în ședința din ianuarie au fost aprobate documentațiile pentru mai multe proiecte cu fonduri europene, iar mâine va fi adoptat un alt calup de acest gen. Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare de către primărie este 29 martie. Mai multe detalii aveți în pagina a 7-a și mai citim despre containere de gunoi cu sistem antiefracție. Aceste containere au fost amplasate deja în cartierul Prundu, la anumite platforme, Căminul Coremi, la blocurile B41, B21, B22, B3, B4, B1, 1 Arpechim, D2, în zona liceului Costin de Nenințescu, la baza sportivă B5, dar și celelalte zone le aflați dumneavoastră din pagina a 7-a. Totodată, Salubritate 2000 face apel la utilizatori să folosească noile containere în mod corespunzător pentru a le menține în stare bună, urmând instrucțiunile afișate pe acestea. Detalii aveți în pagina a 7-a. Și de pe ultima pagină aflați că la Bran peisajul este de vis, însă turismul este cu chici. Primul mini concediu din acest an l-a petrecut colegul nostru de la Cotidianul Argeșul în zona Moeciu-Bran. Este mult spus petrecut, fiindcă drumurile din județ, dar și cele ale vecinilor noștri brașoveni, nu-ți dau motive de bucurie. Să evadezi din Pitești păstrându-ți calmul și buna dispoziție e o încercare dificilă, însă nu imposibilă. Pur și simplu această idee că fierul cu care te deplasezi va avea de suferit din cauza gropilor și denivelărilor, dar în cele din urmă nu e decât un fier pe roți care costă mai mult sau mai puțin. Aveți detalii despre tot ceea ce a găsit colegul nostru în zona Bran-Moeciu în pagina a 12-a. Și veste bună, în primăvară începe extinderea unei grădinițe din Mioveni, o nouă investiție importantă se prefigurează la Mioveni. În primăvară vor începe lucrările de extindere a grădiniței cu programul prelungit Campionii în noile spații, ce vor fi construite în curtea unității, urmând să funcționeze la standarde de calitate și grupe cu program normal. Detalii găsiți dumneavoastră în pagina a 12-a. Mergem mai departe și avem Cotidianul Curierul Zilei. Pe prima pagină ne vorbesc colegii noștri despre frații care au ajuns de două ori în arest. Doi frați de 24, respectiv 26 de ani din comuna Moșoaia au făcut o pasiune bolnavă pentru furtul de mașini. Indiferent de rigorile legii, nu pare să-i sperie ceva. Aceștia continuă cu aceeași ardoare în acțiunile lor ilegale. Dovadă stă faptul că au ajuns în arest pentru a doua oară într-o singură lună. Aveți detalii despre acest subiect în pagina a 3-a. Și mai citiți tot în pagina a 3-a despre indivizii necunoscuți care au dat o spargere la o casă de vacanță din Dragoslavele. A fost o spargere ca în filme, spun colegii noștri, în comuna Dragoslavele. Persoane rămase deocamdată neidentificate au pătruns într-o casă de vacanță aparținând unei femei de afaceri din București și au sustras mai multe bunuri, dar și o serie de documente. Poliția a deschis dosar penal pentru furt calificat și încearcă acum să dea de urma spărgătorilor. Mergem mai departe și în pagina a 2-a, colegii noștri de la Cotidianul Curierul Zilei ne spun că se oprește curentul la Uda, care sunt mai exact satele aflați din pagina a 2-a. Mai citim despre Ministrul Sănătății, că a dat exemplu Spitalul din Mioveni, administrația din Mioveni, și realizările acesteia au fost prezentate drept exemplu de bune practici chiar de către doamna ministru al Sănătății Sorina Pintea în cadrul reuniunii Consiliului Director al Asociației Orașelor din România. Mai multe detalii
detalii citiți dumneavoastră în pagina a doua a cotidianului Curierul. Și mai aflați că la Mioveni taxele pot fi plătite de acasă. Locuitorii Mioveniului pot să-și plătească impozitele și taxele de acasă din fața calculatorului, simplu, elegant, în doar câteva minute, prin intermediul site-ului ghișeul.ro, care este administrat de o autoritate subordonată Guvernului României, transferul fiind garantat și sigur. Mai multe detalii le găsiți dumneavoastră în pagina a doua. În pagina a treia aflați că 12 permise au fost reținute în ultimele 24 de ore de polițiștii din cadrul serviciului rutier Argeș și de cei ai structurilor de poliție rutieră municipale și orășenești, care au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și pentru conștientizarea de către conducătorii auto a riscurilor la care se expun prin nerespectarea regulilor de circulație. Mai citiți în pagina a patra despre Craiova, că urcă pe locul 2 la Pitești, 120 de înotători la Cupa Masters și mai multe detalii din sportul argeșan găsiți dumneavoastră în pagina a patra și a cincea. În pagina a șasea aveți horoscopul detaliat, desigur puteți citi și despre Sfântul Zilei și, pentru cei gurmanți, tartă bavareză, rețete culinare. În pagina a șaptea aflăm că la Cinema București avem Secretul Fericirii și La Revedere, acolo sus. Duminică 24 februarie, sala cinematografului București din Pitești va fi ocupată de un spectacol organizat de către Centrul Cultural Pitești în cinstea Dragobetelui. Astfel spus, sâmbătă 23 februarie vor fi difuzate ambele filme contractate pentru acest weekend. Punem punct revistei presei din această dimineață și luăm o scurtă pauză, iar apoi vă așteptăm cu prietenul nostru la matinal. Antrenează-te pentru cumpărături. Pregătește-te să duci cât mai mult acasă. De ce? Pentru că... Fie că ai nevoie de lucruri mari sau de lucruri mici, poate le găsești aici. Zi de zi la Argintex, prețuri bune zâmbesc. Jucării, mobilier sau obiecte doar din fier, căi, clanță sau mâner. Deci, mămici, tătici, bunici, tot ce luați, să luați de aici. Toate sunt la Argintex. Fiindcă ieftin, doar e în Dex. Hotel de top, Posada Vidraru este evaluat la superlativ de clienții săi. În cel mai spectaculos peisaj din România, pe malul lacului Vidraru, sub creasta Făgărașilor, proprietatea oferă cazare și facilități excepționale. Camere luminoase și curate, bucătărie delicioasă, excursii cu vaporașul sau drumeții, dar și activități în sala de sport, fitness, masaj, saună, jacuzzi, o vacanță în stil de viață sănătos, în cea mai spectaculoasă natură. Convingeți-vă, vizitați-ne direct pe Transfăgărășan sau contactați-ne pe posadavidraru.ro. Lexford Castel, un reper pentru învățământul argeșan cu peste 11 ani de experiență, instituția de învățământ acreditată oferă servicii educaționale de cea mai înaltă calitate. Școală primară, grădiniță, after school și summer school. Dezvoltarea intelectuală și emoțională a copilului este în centrul preocupărilor Lexford Castel. Creșterea, socializarea și educația într-un mediu de excelență pentru copilul dumneavoastră este cea mai bună investiție pe care o faceți. Lexford Castel, școală și grădiniță. Învățământ românesc la nivel european. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Evenimentele apar și dispar. Acțiuni și reacțiuni. Se schimbă mentalități. Lumea se schimbă. Noi, echipa de la Observator Antena 1 Pitești, suntem aici. Sunt Cristina Munteanu și de 22 de ani sunt mereu cu tine. Între voi care nu s-au pus... Adevăruri care nu s-au spus. Replici inteligente. Judecăți
echilibrate. Valori și non-valori. Exerciții de discernământ. Modele de cultivat. Și de urmat. Nu ratați emisiunea Subiect de Presă. Vă propunem o pledoarie pentru jurnalismul responsabil. Avem nevoie de educație ca de un reper, pentru că educația dă direcția unei vieți și a unei țări. Iar prima calitate a unui reper este aceea de a fi stabil, stabil ca un plan de țară. O Românie educată e construită de fiecare român în parte și de toți românii la un loc. Vreau să trăiesc în România educată. Susține platforma România Educată, un proiect prezidențial cât o întreagă țară. Prietenul nostru la matinal în această dimineață este domnul Gabriel Moiceanu, director Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeș. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Veste nouă, așa, la început de an, a venit asupra noastră. Din 2019, la deșeurile menajere se aplică principiul plătești pentru cât arunci. Concret, ce înseamnă acest principiu? Da, este un concept preluat de afară din anumite proiecte pilot, Pay Us The Throw, îl denumesc în special belgenii care l-au aplicat pe anumite arii administrative, dar nu la nivelul global. Cert este că el aduce o mare schimbare în tot ceea ce înseamnă gestionarea deșeurilor, pentru că este o provocare să încep să schimb toate sistemele de tarifare, să încep să schimb fluxurile pe care colectai înainte, dar aș putea spune că are mai multe părți bune decât părți rele față de alte mecanisme pe care le-am avut până acum. Până la urmă se referă la un principiu de acoperire a costurilor pentru fiecare serviciu pe care îl prestează un operator, indiferent că vorbim de un operator care colectează reciclabil sau unul care colectează deșeuri reziduale. A doua chestiune care vine prin acest pachet legislativ, în principiu plătește pentru cât arunci, că el este la pachet cu poluatorul plătește. Practic, beneficiarii serviciului sau agenții economici, persoanele fizice, persoane juridice, instituții, sunt beneficiari de servicii și sunt poluatorii care trebuie să plătească pentru ceea ce produc. La nivel de comunitate, dacă avem o cantitate, să zicem, într-o localitate mică de 200 de tone pe an, se mulțește cu prețul pe tonă la rezidual și se împarte la toată populația. La fel, partea de biodegradabil. Dacă am colectat, pentru că sunt tarife diferențiate, avem tarif pentru deșeuri reziduale, care sunt cele mai mari prețuri, avem tarife pentru deșeuri bio, care sunt mai mici pentru că ele au prețul mai mic și în zona de tratare prin compostare și nu avem economie circulară la el. Și bineînțeles prețuri pentru deșeurile reciclabile. Aceste tarife la deșeuri reciclabile nu sunt acoperite de către cetățean. Ele sunt acoperite de către producătorii care pun pe piață aceste deșeuri de ambalaje pe care noi le cumpărăm din magazine, din supermarketuri și, bineînțeles, care ne folosesc pentru a proteja alimentele și ceea ce noi cumpărăm, sau produsele. Conform legii, este deja introdusă sau va fi introdusă contribuția pentru economia circulară? Și dacă această contribuție va ridica costul gunoiului? Acest pachet legislativ care a modificat, este vorba de legea 31 pe 2019, care a modificat și legea 211, legea mediului, și 249, partea de organizații de transfer de responsabilitate, și 196, contribuțiile către fondul de mediu, toate sunt prinse într-un pachet legislativ.
De fapt, este o transpunere a directivei europene privind pachetul pentru economie circulară. A adus, pe lângă niște modificări de sistem și pe lângă această trasabilitate, și o penalitate, cea care a fost la depozit înainte, se numea taxă la depozit, acum au numit-o taxă pentru economie circulară. Ea are rolul de penalitate dacă ne uităm în ansamblu, dar poate fi folosită și pentru a dezvolta anumite sisteme, pentru că ea vine din 2019 cu 30 de lei pe tonă, orice tonă pe care noi o ducem și o depozităm, plătim penalitate pe ea 30 de lei către fondul de mediu și automat ne influențează serviciul și costul serviciului, pentru că se duce pe flux până la ultimul beneficiar. Problema noastră este că dacă nu ne organizăm, dacă nu dezvoltăm infrastructură de tratare a deșeurilor, să depozităm cât mai puțin, ea din 2020 va fi 80 de lei, ea din 2021 va fi 120 de lei pe tonă. Deci penalitatea va crește, iar o gândire de management pe termen lung și durabil este să investim în infrastructură de tratare și să evităm această penalitate către fondul de mediu. Să o plătim cât mai puțin. Cu cât plătim mai puțin, cu atât impactul asupra tarifului și tarifelor către agenții economici, către beneficiari, către cetățeni, către instituții va fi mai mic. Să explicăm sau să spunem, să informăm telespectatorii că acest principiu plătești cât arunci va fi aplicat în toată țara, nu numai în Argeș. Pentru că ei tot, ca orice cetățean, domne, s-au mai gândit ăștia ce să mai ridice, ce cost să mai adauge acolo, să nu, ni se ceară. Nu, cu siguranță. Legea se aplică pentru absolut toate unitățile administrativ-teritoriale, indiferent că sunt organizate în ADI-uri sau au servicii individuale. Noi suntem într-o situație fericită pentru că primăriile din Argeș, Consiliul Județean, s-au gândit din timp, au prognozat ceea ce avem de făcut, au făcut investiții și anul acesta facem investiții foarte importante în sistem, de peste 3 milioane de euro, strict pentru tratarea deșeurilor. Și nu avem situația Clujului, spre exemplu, unde nu au unde să ducă deșeurile sau sunt cu ele împachetate și ați văzut ce se întâmplă. Chiar Brașov are această problemă, neavând gropile închise și motiv pentru care România este în infringement. Vâlcea, vecinii noștri, cară deșeurile pe la București, imaginați-vă ce costuri au. Sunt peste 30-40% din localități nu au servicii. Sunt foarte multe probleme în țară. Noi avem avantajul că avem un sistem organizat și avem toate localitățile acoperite cu servicii de colectare. De fapt, asta a fost și principalul obiectiv al proiectului, dar în egală măsură avem obligația să plătim acest servicii. Și dacă ne uităm în ansamblu, la nivel național, Argeșul este tot în grila de mijloc, deci la tarife și la taxe, suntem la nivel mediu, fără să luăm în calcul că cei de sub noi nu au proiecte implementate, nu au de rambursat credite către BERD pentru cofinanțarea acestor proiecte, nu au făcut investiții, deci nu se regăsesc pe fluxul sau pe costul serviciului, nu se regăsesc și celelalte costuri de amortizare, care vor veni și probabil că vor fi mai mari automat, având în vedere ce se întâmplă în România, pentru că legea, repet, este valabilă pentru toată lumea. Am înțeles. Există deja făcut planul tarifar unic pentru 2019 și dacă care este acela? Da, imediat ce a apărut acest pachet legislativ, inițial prin Ordonanța 74 în luna iulie, în adunare generală a asociațiilor la ADI, am aprobat modificarea planului tarifar. Argeșul are un tarif unic la nivel de județ, are un tarif unic pentru deșeuri reziduale, are un tarif unic pentru deșeuri biodegradabile, are un tarif unic pentru celelalte tipuri de deșeuri pe care spuneam că nu le plătește cetățeanul, dar tot tarif unic este și la deșeuri voluminoase și la deșeuri din construcții. Diferența de cost de la o localitate la alta, de la o zonă la alta, se face pe greutate și pe volum. Practic, s-ar putea ca două comunități vecine, chiar dacă ei au tarif unic,
mai exact, ca să fim preciși, dacă eu ridic o tonă cu o tonă de deșeuri cu 300 de lei sau cu 350 de lei, depinde de sistemul de colectare, numărul de tone mulțit cu prețul se împarte la cetățeni. Și de aici ne rezultă taxa pe cetățean. Am înțeles. Vor fi diferențe în ceea ce privește prețul pentru urban sau și rural? Diferențele vin din cantitatea produsă. Norma de generare în urban este mai mare decât în rural, având în vedere că în rural, teoretic, ar trebui să eliminăm anumite deșeuri în gospodărie, dar avem și situații în care sunt comunități din mediul rural care au produs mai mult deșeu decât cei din urban, dar nu că au produs, că sau pur și simplu au pus în acele containere sau în pubele altceva decât deșeurile menajere. Deci, pur și simplu, avem cenușe, avem pământ, avem gunoi de grajdi, ceea ce ne spun operatorii că găsesc și ceea ce vedem și noi când facem monitorizarea în stațiile de transfer și în centrul de management de la Albota Pitești. Ce spun primarii? Sunt pregătiți să aplice astfel de schimbări și dacă mai sunt primarii în Argeș care trebuie să mai investească ceva pentru ceva unii, mai mult? Unii sunt pregătiți. Avem peste 80% din primărie au aprobat planul tarifar și se lucrează deja de la 1 ianuarie pe acest plan tarifar. Unii nu vor fi pregătiți niciodată, dar va trebui să adopte, pentru că unde-i lege, nu-i tocmeală. Și la nivel de primărie sunt foarte multe provocări. Trebuie să înțelegem că oamenii nu plătesc nici taxele și impozite. Asta este eu consider o taxă în plus, deși vorbim de un serviciu, vorbim de o prestare. Discutam în urmă cu o săptămână cu un primar care nu și închipuia cum ar fi să se întoarcă în timp, acum 6 ani de zile, când nu avea serviciu de colectare și transport și ce s-ar întâmpla dacă nu ar veni să mai ridice deșeurile, având în vedere că de la el din comună s-ar ridica peste 500 de tone într-un an de zile de deșeuri. Sunt și oameni care conștientizează, sunt oameni care se implică, avem exemple de primari care popularizează această reducere de cantitate, pentru că practic costul de astăzi este influențat de tonele pe care noi le cărăm pe care operatorul le cară din fiecare localitate. Și atunci avem primari care au pus inclusiv pe contul de Facebook că îi roagă pe cetățeni să nu mai pună în containere pământ, mere stricate, animale moarte, gunoi de graj și așa mai departe. Cine este cel mai prost în județul Argeș? Ce comună sau ce oraș? N-aș putea să spun că stau, că noi suntem la nivel de satisfăcător unde este cel mai jos, având în vedere că există un sistem de colectare, dar avem cantități foarte mari produse în zonele limitrofe orașului. Și asta și pentru că s-au mutat foarte mulți cetățeni în zona limitrofă, mai avem și acele containere la nivel de stradă, asta este și motivul pentru care anul 2019 ne-am propus în obiectivele ADI-ului să schimbăm tot sistemul de colectare pentru etapa 1 a proiectului și aici mă refer la zona Pitești Nord, Pitești Sud, cu comunele limitrofe, zona Câmpul Lung, zona Mioveni-Topoloveni, deja avem modificări, toată linia asta de la Ștefănești până la Leordeni, pe drumul național vechi spre București, am scos acele containere de la stradă care aveau o imagine deplorabilă, unde se dădea foc, toată lumea se oprea în trafic și arunca deșeurile pe jos, din păcate, nu în containere. Era o corvadă pentru primării să stea cu cei de la 416 să facă curățenie tot timpul, până la săptămână când venea operatorul să ridice acele containere, drept pentru care de anul trecut am modificat sistemul acolo și avem pubele și colectare individuală. Iar anul acesta vrem să schimbăm toată zona, cele 55 de comune, să avem sistem de colectare individuală. Deja zona Curtea de Argeș este acoperită cu sistem de colectare individuală. Rămâne sudul. Sudul care, prin proiect, a fost prevăzut colectare la platformă, fiind un serviciu mai ieftin și o zonă mai săracă.
dar în discuțiile pe care le-am avut cu primarii pe nou sistem și pe principiul plătește pentru cât arunci, constatăm că controlul pe cantitate o facem mult mai ușor la pubelă individual decât la container și sperăm să obținem aprobare de la AMECA din 2020 să avem și pentru zona de sud colectare individuală și să asigurăm infrastructura pentru colectare. În 2018 ați avut campania și cred că continuă, dacă nu greșesc, și în 2019, orașe curate, comune curate, prin care cetățenii erau motivați să recicleze, să sorteze deșeurile și motivați prin vouchere. Vouchere care reprezentau bănuți, nu? Da, în cadrul campaniei am avut mai multe proiecte. A fost o caravană a orașelor verzi pe care am făcut-o în județul Argeș. Sunt proiecte complementare pe care le-a dezvoltat asociația. Noi suntem practic un ONG și încercăm să atragem surse, să atragem prin parteneriatele pe care le facem diferite surse de finanțare. Am avut premii pentru primăriile campioane, dar campania la care faceți referire cu vouchere este legată de colectarea deeurilor. Este o componentă a deșeurilor pe care o gospodărie le produce sau le pune lângă containere sau în containere sau de cele mai multe ori la poartă și le preia altcineva. Și deșeurile electrice și electrocasnice au nevoie de un flux de colectare și ele trebuie să ajungă la reciclare. Nu trebuie să ajungă la fier vechi, pentru că asta este cea mai mare problemă a României în momentul de față. Neavând valoare aceste deșeuri electrice și electrocasnice, ele sunt preluate de persoane neautorizate, sunt dezmembrate pe componente. Ce are valoare de piață, și mă refer la bobină și la sistemul electronic, cel care placa de bază, spre exemplu, la un calculator sau la un televizor, este luată și dusă la un centru de fier vechi, iar celelalte care nu au valoare de piață sunt aruncate pe temiri unde ori prin containere și ăsta este motivul pentru care organizațiile de transfer de responsabilitate din domeniul deiurilor au cerut și au venit cu acest tip de campanie care le-a implementat prin ADI-uri să dea premii populației care vin și duc aceste deșeuri pe fluxul normal. De ce trebuie să facem asta? Pentru că deșeurile electrice, electrocasnice mai conțin și deșeuri periculoase. Avem freonul la frigidere, avem tuburile pentru televizoare. Sunt deșeuri periculoase și ele nu trebuie să ajungă la întâmplare pe nu știu ce dealuri sau margini de drumuri. Ce impact a avut campania asupra cetățenilor, dacă a fost impactul dorit? Eu spun că, până la urmă, comportamentul se schimbă ușor. Educația unei națiuni, deși eu aș spune că a trebuit să ne întoarcem la educația pe care am avut-o înainte de 90. Pentru că atunci făceam aceste lucruri, separam, ne duceam la reciclat cu sticla, nu aveam, ne aducem aminte că și la școală strângeam maculatură, o puneam separat. N-aș putea spune că nu am avut cândva educație și nu putem să o implementăm. S-a înțeles prost democrația și fiecare înțelege că libertățile astea din democrație pot fi aplicate oriunde, oricând. Campaniile funcționează și educația se implementează mult mai ușor dacă avem și măsuri coercitive. Din păcate, nu avem aceste măsuri coercitive și procentele care de la an la an le monitorizăm pe acei cetățeni care selectează la sursă, care se aliniază și sunt de bună credință, pentru că sunt, slavă Domnului, și astfel de oameni, dar sunt mici. Avem nevoie de măsuri coercitive, deși avem o legislație, nu sunt aplicate. O altă campanie importantă este cu atitudine. Va continua în anul 2019? Ecoatitudine este legată de acest principiu plătește pentru cât arunci. Practic, prin proiectul Ecoatitudine ducem fiecarei gospodării, și aici mă refer la, nu la condomenii, mă refer la gospodării individuale, saci pentru reciclare, pe care acel sac îl va primi lunar sau ori de câte ori este nevoie pentru a separa deșeurile de ambalaje, de plastic, metal, pentru a separa ambalajul de sticlă, și este foarte important să separăm sticla de orice alt tip de deșeu pe care îl aruncăm, pentru că ea compromite și partea de bio și nu se poate face compost,
și bineînțeles și partea de ambalaje de plastic și metal, pentru că sticla nu poate să intre în stația de sortare. Mai nou, în anul 2019, o să vedeți inclusiv în Pitești, se pleacă cu un proiect pilot, dar ne dorim până la sfârșitul anului să extindem. Pentru zona individuală, zona de case, va apărea colectare separată la biodeșeuri. Deja vom începe să colectăm, pentru că din 2023 este obligatoriu să colectăm separat deșeurile biodegradabile. Și acum, având motivația operatorului care are un cost mai mic la depozit pentru biodeșeuri, deja au cerut și a zis vor să implementeze mai devreme decât prevede legislația colectare separată la biodeșeuri. Care ar fi în momentul actual cea mai mare problemă pentru acest principiu și pentru a selecta deșeul corect? Ce ne încurcă cel mai tare pe noi ca români? Infrastructura, educația sau toate cumulate? Da, nu aș putea să dau vina doar pe infrastructură, doar pe educație sau doar pe operatori. Sunt probleme pe toate fluxurile. Avem o problemă legată de selectarea la sursă și sunt cetățeni care zic, domnule, eu am selectat, dar vine ăla să le ia în amestec. Noi trebuie să selectăm în continuare și apoi să punem presiune pe cel care trebuie să vină să facă colectarea separat. A doua problemă este legată de infrastructură, unde trebuie să recunoaștem că avem probleme și ne dorim ca deja Piteștiul face investiții în platforme și în containere diferențiate. Din păcate și aici sunt containere noi aduse, containere destul de scumpe, care au apărut în Pitești, cumpărate de către operatorii de salubritate, care sunt vandalizate. Avem încă această meteagnă și probabil până nu se vor amenda sau până nu se va găsi o soluție de securizare, vom mai suferi la acest capitol. Dar lucrăm în continuare pentru această infrastructură să venim cu platforme supraterane. Sunt platforme moderne care nu mai ai acces la ele decât pe bază de cartelă. Ești locatar în zona respectivă, ai pus cartela, cea cu care intri la interfon sau un alt tip de cartelă, și poți să arunci gunoiul în platforma respectivă și atunci avem și control și pe ce aruncă și cum aruncă și poți să premiezi sau să dai un discount asociației respective sau grupului respectiv, să faci tarife diferențiate. Este un sistem la care lucrăm, RFID, cu coduri de bare. Deja implementăm undeva în țară ca sistem pilot și vom vedea cum poate fi extins, astfel încât să echilibrăm eficiența acestei monitorizări cu un cost, pentru că orice modernizare vine cu un cost la pachet. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio în această dimineață. Multă putere de muncă și să dea Dumnezeu să ajungem cât mai repede în direcția în care trebuie să ajungem și în care se cere. Doamne ajută! Nu mai avem atâta poluare, că până la urmă despre asta vorbim, nu? Noi suntem într-o situație bună și cu siguranță putem să schimbăm lucrurile și mai bine în județul Argeș. Mulțumesc încă o dată. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Vă dau întâlnire mâine dimineață la aceeași oră. Toate cele bune! Ne plac sărbătorile care celebrează dragostea, pentru că suntem romantici, incurabili și veșnic îndrăgostiți, noi la Piața Firenze. Iar pentru Valentine's Day și Dragobete, am pregătit cu entuziasm cadouri speciale și personalizate, așa cum v-a obișnuit casa noastră. Februarie este regina sărbătorilor iubirii. Dacă ești îndrăgostit, te așteptăm să-ți propunem cadouri de toate soiurile, romantice, amuzante, practice sau sexy. Piața Firenze face diferența în Pitești. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.